Salutare tuturor și bine v-am găsit la o nouă partidă de pescuit la spinii la somn. După cum vedeți, astăzi avem o vreme foarte instabilă. Avem vânt puternic. În spatele meu se văd norii, cred că o să aducă puțină ploaie. Dar chiar din motivul ăsta am decis să vin aici la somn. Am zis că dacă prind o vreme din asta cu ploaie, cu vânt, este cea mai bună potrivită vreme pentru pescuitul la somn. Vizionare plăcută, rămâneți lângă mine și haideți să vedem ce o să iasă. Am pregătit sculele, bărcuța, dar înainte să începem această partidă de pescuit, mulți dintre dumneavoastră m-au întrebat care ar fi nălucile preferate a somnilor, așa că astăzi vreau să vă prezint rusa mea de pescuit la somn și unele dintre nălucile cu care am avut multe rezultate și care au fost preferate somnilor. Folosesc foarte des aceste năluci, shaduri de 14-15 cm, 60 de grame, 50-60 de grame. Acesta are și paletă care dă un plus vibrației. Asta, bineînțeles, la fel foarte bun. Shadul, după cum vedeți, are o vibrație foarte bună. La fel și asta, nălucă de la Fox. Nu trebuie să lipsească, bineînțeles, din trusa unui pescar de somn, rapala jointed de 13 cm. Am 5-6 bucăți de toate culorile, dar părerea mea, culorile nu prea contează. Nu vă fixați prea tare pe culori, că când iese apă foarte murdară, somnul nu prea vede culorile, așa că nu prea vă fixați pe culori. Ce mai avem aici? Alte shaduri, bineînțeles, rapala X-Rap, o nălucă foarte bună pentru somn. Abu Garcia este ca rapala jointing, dar puțin mai mare. Să nu uităm și de Whopper Popper, care merge deasupra față, face un zgomot foarte frumos, ca și cum ai dat la clonk. Am avut și cu acestea multe capturi, multe frumoase. Avem și rapala ceva mai mic, tot așa cu vibrații, năluci mai de adâncime, să zic așa, mai micuțe, dar și cu acestea am prins somn frumos. Ce mai avem aici? Tot așa niște gume cu paletă în coadă, vibrații foarte bună. Grup normal, 11-12 cm. Acestea sunt preferatele mele. Eu aceste năluci le folosesc și la pescuitul la șucă, dar s-au dovedit bune și la pescuitul la somn. Și acesta un grup mare, 14 cm. I-am adăugat și o paletă aici, care dă o vibrație în plus. Bineînțeles, nu lipsă și lingurile, linguri mari, frumoase, 10 cm, 30-40 de grame, care și acestea ar putea să aducă somn frumos la barcă. Am și două năluși mai mici, de la Sebile, mi se pare că se cheamă, doar că astea trebuie schimbate năluci, schimbate ancorele. Sunt foarte bune, au o vibrație foarte bună în apă, dar cu aceștia am prins doar somn mai micuți. Așa fiind spuse, v-am arătat aproximativ cu ce pescuiesc la somn. Nu ne rămâne decât să începem partida de pescuit. Vizionare plăcută! Ok. Mamă, ce vânt bate.
astăzi va fi o zi foarte dificilă. Deci, după cum vedeți, vântul mă împinge spre mal să mă duc undeva mai la mijloc. Schimbăm puțin la Luca. Ok. Da, băieții, avem captura. Avem captura, măi. Rapala jointed. Nu m-a dezamăgit niciodată. Frumos. Frumos. Și bun, băieții, avem și prima captură pe astăzi, îi facem repede două poze și le liberăm. Frumos, rapala jointy, 13 cm, și-a făcut și astăzi datoria. Haideți să-i facem și eliberarea. Culoare foarte frumoasă. Un pește frumos, nu este detalie mare, dar este foarte frumos să prinzi acești pești. O eliberare corespunzătoare. Continuăm pescuitul, vedem dacă mai prindem vreo captură. Vizionare plăcută în continuare. Vă spuneam la începutul partidei, această nălucă nu poate să lipsească din trusa unui pescar la somn. Vom continua cu această nălucă să vedem dacă vom mai avea norocul să mai prindem cu ea ceva. De la Fox, culoare mai naturală. Vedem dacă somnul va pofti această nălucă.
Captura, băieții! Avem și-a dat captură. Frumos! Avem și-a doua captură. După cum v-am zis, schimbarea de temperatură astăzi va face diferența. Un pescuit foarte frumos, chiar dacă sunt chiar așa mici, îți dă niște ciocane de... Nici nu-ți dai seama. Și bun, băieții, avem și a doua captură. Uitați cum a înghițină Luca. Nu este detalie mare, dar este o mare distracție să prinzi acești pești. Haideți să-i facem repede două poze și îl vom elibera și pe acesta. Bineînțeles, îl eliberăm și pe acesta. Și a doua nălucă prinzătoare este o nălucă de la Fox, Fox replicant de 14 cm, 60 de grame. Haideți să continuăm cu această nălucă, să vedem ce iese. Și bun, băieții, din cauza vântului foarte puternic și a valurilor foarte mari, am decis să închid aici această partidă de pescuit. Nu vreau să mă risc să fac și vreo baie, să cad în apă, pentru că barca nu este așa stabilă. Fiind valuri așa mari, nu pot să, nici măcar cu motorul să controlez barca. Așa că mai bine închid aici această partidă de pescuit, o partidă foarte frumoasă, după cum ați văzut. Două capturi aduse la poză și bineînțeles eliberate. După cum vă spuneam azi dimineață la începutul partidei, schimbările de vreme întotdeauna pun pești în activitate și este de încercat când se schimbă vremea să mergeți la pescuit. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să vă abonați la canal, să lăsați un like, să lăsați un comentariu și nu în ultimul rând să apăsați și clopoțelul pentru a avea și notificări când voi mai posta următoarele clipuri. Până data viitoare, mergeți la pescuit și bucurați-vă de natură. Vă salut!